Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, oameni buni, sunt Eugen Măruță și vă invit să urmăriți emisiunea Dilemele Zilei la Tele 3. Patru invitați, trei invitați și unul permanent, Claudiu Matei. Bună seara, Claudiu. Bună seara. La fel de formă ca și seara precedentă, o emisiune în care o să aflăm cu siguranță lucruri interesante și cu oameni interesați, bineînțeles, alături de noi, dar nu va mai fi scandal, cel puțin din partea mea, vă promit acest lucru, nu știu ceilalți invitați ce planuri au, dar eu vreau să fiu pe o linie, vorba domnului George, pe o linie corectă în seara aceasta. Domnul Gheorghe Pecingine, deja amuzat, reprezentă Partidul Național Liberal. Bună seara, domnule Pecingine. Bună seara. Domnul Adrian Rovența, reprezentantul Partidului Mișcarea Populară. Bună seara, domnule Rovența. Bună seara. Și domnul Eduard Lădaru, reprezentantul ALDE, consilier local. Bună seara, domnule Lădaru. Bună seara. Consilier local în Târgu Jiu. Vorbim despre decizia previzibilă luată de Partidul Social Democrat Târgu Jiu în legătură cu Ion Ișvan Claudiu și aseară am dezbătut subiectul aici și deși la un moment dat spuneam, domnule, s-ar putea să fie ras cu fulgi cu tot, din temelii, am venit la un moment dat, ca să fiu modest eu, cu opinia că, domnule, dar dacă va fi invers, și am zis la locomanda, reveniți-vă și mergem mai departe, o să aflăm chiar în această seară ce s-a întâmplat în ședința de birou permanent la Partidul Social Democrat. O să avem și un telefon de acolo dacă vom reuși cu ajutorul colegilor din regie, mă rog, colegului din regie, că nu e decât unul, ceilalți sunt acasă. Și ați promis că nu vă certați. Deci uite cum vă provoacă. Suntem martori. Nu, domnule Lădaru, este sector privat, se lucrează în formulă restrânsă. Nu există cineva. Datorită reformei fiscale, nu? Continuați ca da, să... Da, vedeți că nu, așa reiese că eu o să pun gaz pe foc. Nu, totul merge foarte bine ca urmare a reformei, era să zic din cauză. Ca urmare a reformei fiscale este foarte bine, este extraordinar. Au crescut și salariile. E bucurie. Claudiu, au crescut salariile, dar au scăzut veniturile. Și o să discutăm și despre povestea aceasta reformei fiscale. Ce să zic, pe aici da, că... Avem un telefon acum și o să aflăm exact și o să comentăm. De la domnul Aurel Popescu, președintele PSD Târgu Jiu, viceprimarul municipiului Târgu Jiu. Bună seara, domnule viceprimar, domnule președinte. Bună seara. O decizie pe care ați luat-o astăzi, sunt persoane interesate în legătură cu ce s-a întâmplat astăzi la ședința PSD Târgu Jiu. Unul dintre subiecte a fost situația domnului Ion Ișvan, situația politică și cum s-a reflectat activitatea de la inspectorat asupra partidului. Ce s-a întâmplat astăzi la organizație și de ce decizie ați luat? Asta ce înseamnă? Trebuie să mai angajezi pe cineva ca să aveți suficient personal. E pe a revenit acum. Da. Dacă mai avem legătura, se reface, într-adevăr. Da. Așadar, o decizie luată în această dupămasă, în această seară, de către cei de la Partidul Social Democrat. Care ar fi fost decizia, Claudiu, normală pentru... Păi nu știm, să vedem ce decizie au luat și după aia comentăm dacă au luat. Că n-am întrebat și cine să recunoaște. Păi ai zis, știi cum te poziționezi acum, nu vrei să dai un răspuns. Tu ai zis că l-au băgat în discuția partidului ca să-l radă. Păi eventual cel mai grav putea să-i radă mustața. Atât. Ce să-i fac? Nu. Am refăcut legătura. Bună seara, domnule Aurel Popescu. Bună seara, bună seara. Suntem aici în emisiunea Dilemele Zilei, suntem mai mulți invitați, mai mulți colegi de-ai noastră de pe șichierul politic, domnii Eduard Lădaru, Andrei Rovența și Adrian Rovența și domnul Gheorghe Pecingine, Claudiu Matei de asemenea. Spuneți-ne ce decizie ați luat în această zi în legătură cu situația domnului Ișvan în partid și de ce s-a ajuns la această decizie. Astăzi seara a avut loc o ședință a biroului permanent municipal. Firesc că au fost luate în discuție mai multe teme, mai multe idei pe care noi le-am lansat deja în urmă cu aproximativ 10 zile când am avut o altă ședință de birou permanent municipal. Una din teme a fost, firesc, și activitatea domnului Ișvan, pentru că au solicitat și colegii ca domnul Ișvan să
aibă un punct de vedere vis-a-vis de activitatea profesională a domniei sale, întrucât în spațiu public au apărut tot felul de acuze vis-a-vis de activitatea domnului Ișvan din punct de vedere profesional, repet. Pentru că astăzi, la ședință, din punct de vedere politic, nu a avut nimeni ce să-i reproșeze domnului Ișvan. Au fost discuții vis-a-vis de modul în care și-a organizat activitatea politică, modul în care a răspuns la toate solicitările organizației, la organizarea evenimentelor și acțiunilor pe care le-am avut aici, în municipiul Târgu Jiu. Profesional, am furtat discuții și am solicitat domnului Ișvan o mai mare responsabilitate, pentru că e normal, niciunei organizații politice nu îi vine foarte bine atunci când un membru al său aduce prejudicii de imaginea acesteia. Este un punct de vedere cât se poate de normal. Organizația politică a spus cu subiect și predicat domnului Ișvan ca pe viitor să aibă foarte mare grijă vis-a-vis de atitudinea pe care o are față de învățământul Gorjan. Să înțeleg că nu a fost luată nicio măsură împotriva domnului Ișvan. Măsuri pe linie politică nu au fost luate pentru că nu aveam ce măsură să luăm, întrucât și-a îndeplinit obligațiile pe care le-a avut din punct de vedere politic. Am concluzionat cu toții și am hotărât ca la fiecare ședință de partid să facem o analiză foarte serioasă a acțiunilor pe care domnul Ișvan le va avea în viitor și din punct de vedere profesional, și să facem un bilanț în o lună, două luni de zile asupra schimbărilor, asupra modificărilor care au intervenit în acest fel. Spuneați totuși că e vorba de afectarea imaginii partidului la un moment dat. Asta ar fi o... Este în joc imaginea partidului. Dacă nu înțelege toată lumea acest lucru, este foarte rău și chiar trebuie luate altfel de măsuri în situația în care se duce mai departe o astfel de formă de lucru. De aceea l-am și rugat pe domnul Ișvan să aibă foarte mare grijă, pentru că imaginea partidului ne interesează foarte mult pe toți. Este normal ca fiecare dintre noi să aibă grijă la locul de muncă pe care îl are, în funcția de conducere pe care o are, să nu prejudicieze partidul absolut deloc prin deciziile pe care le ia. L-a prejudiciat imaginea partidului domnul Ișvan? N-aș putea spune a prejudiciat neapărat a afectat, doar mă rog, domnul Ișvan. La fel sau altul. Orice lucru negativ care se întâmplă în viața noastră poate să afecteze într-un fel sau altul imaginea noastră ca persoană sau a noastră ca și organizație politică. Acum rămâne să vedem care va fi atitudinea pe care domnul Ișvan o va avea de astăzi încolo, care va fi modul în care domnia sa va înțelege să colaboreze cu toți cei care sunt și toți cei care activează în învățământul din județul Gorj, pentru că ne interesează să recăpătăm aceeași poziție pe care am avut-o înainte de 2016 în fața dascălilor noștri. Nu știu dacă domnul Ișvan este un om care să nu înțeleagă acest lucru. Este genul de om care înțelege că este foarte corect să ai o atitudine normală și corectă față de colegii tăi. Colegii din rândul cărora te-ai ridicat și colegii în rândul cărora poți să revii oricând, și tocmai de aceea e bine ca imaginea pe care o ai și imaginea pe care o să o ai pe viitor să fie una bună. Să înțeleg că n-a fost ultima analiză, va fi monitorizată în continuare de către organizație. Cu siguranță va fi o monitorizare foarte serioasă. La fiecare două săptămâni de zile, la fiecare ședință se va face
o analiză a activității și a domnului Ișpan și a noastră, a tuturor. Deci fiecare dintre noi vom avea de acum încolo ca sarcină un raport de activitate pe cele două săptămâni trecute. Deci fiecare trebuie să vină cu un plus de imagine pentru ca organizația să câștige în viitor. Se spunea însă la un moment dat că domnul Ișva nu mai trecuse de vreo 3 ani pe la ședințele partidului. Este exclus, pentru că se poate face dovada, întrucât dovada că și-a îndeplinit sarcinile politice, întrucât au fost tot felul de acțiuni, de strângere semnături, de, nu știu, cu diferite ocazii, zile pe care împreună le-am organizat, la care domnul Ișvan a fost prezent și și-a adus aportul. Deci nu poate nimeni să spună că de 3 ani nu a venit pe la sediul partidului. Nu, este exclus acest lucru. Colegii de partidul dumneavoastră care au fost vehemenți la adresa domnului Ișvan, domnul Manta, Claudiu, domnul Prunariu, cum se împac acum cu ideea unei nesancționări a domnului Ișvan? Nu știu, se vorbea chiar de excluderea din partid, de aceea ne fiind luat o măsură nici măcar de suspendare. Nu au fost la ședință nici domnul Manta, nici domnul Prunariu, dar nu cred că vor fi probleme din acest punct de vedere, pentru că organizația municipală a făcut această analiză, organizația municipală își asumă acest mod de lucru și își asumă până la urmă răspunderea deciziei pe care a luat-o. Domnul Ișvan a fost de acord cu ceea ce i s-a reproșat și s-a imputat? A avut un punct de vedere normal. A trebuit să răspundă la toate acuzele care i s-au adus pe plan profesional, repet, și, bineînțeles, la final și-a luat un angajament care ne-a interesat în mod special. Și din punct de vedere politic, și din punct de vedere profesional, va avea grijă ca atitudinea domniei sale să se schimbe radical în perioada următoare. Claudiu Matei are o întrebare pentru dumneavoastră. Domnule viceprimar, ați declarat în urmă cu 2 zile în calitate de președinte al PSD Târgu Jiu, vă și spun unde la Radio Infinit, că dumneavoastră știți cu siguranță ce veți propune și ce veți susține la ședința în care se va analiza, așa cum era exprimarea la vremea respectivă, domnul Ișvan. Ce ați propus dumneavoastră personal în această seară și ce ați susținut? Am propus ce am propus tuturor colegilor mei. O intensificare a activității politice, pentru că mă interesează în mod deosebit activitatea politică pe care fiecare dintre colegii o are pe zona de care răspunde. Și răspunsul a fost din partea tuturor și în această seară acela că își vor îndeplini toate sarcinile de partid și fiecare dintre cei care au în subordine sau au în dreptul lor o zonă de care răspund, vor face tot posibilul ca pe zona respectivă organizația municipală să câștige cât mai mult în imaginea pe care o are. Am înțeles, mulțumim pentru informații, pentru intervenția din această seară. Cu mare plăcere. O seară bună, să aveți în continuare numai bine, sănătate. Iată, avem un punct de vedere clar, Claudia, cum poți să transmiți o opinie în legătură cu cele întâmplate. Foarte scurt. Având toate informațiile. Foarte scurt, o să fiu, la îndemână. O să îi las pe invitații noștri care sunt politică. Eu sunt șocat. Nu pari, dar mă rog. De răspunsul domnului viceprimar Aurel Popescu. Dar eu ți-am spus aseară. Președinte al PSD. Nu la locomandă. Nu mă interesează răspunsurile politicianiste, cum a fost acesta ultimul. Păi m-am luat clar că eu personal știu ce o să propun. Ok. Da, și a fost, nu luăm nicio măsură. Doamne, nu mă interesează nimic. Eu mă așteptam la variantă. Declarația domnului Aurel Popescu din această seară pe mine m-a șocat. Deci a declarat așa, mi-am notat aici. Politic nu a avut nimeni ce să-i reproșeze. Am analizat activitatea profesională a domnului Ișvan.
Dom'le, de când se analizează la partid, dom'le, activitatea profesională a unui director, inspector, ce-o fi el? Cum se analizează activitatea profesională a unui ins, numit pe funcție, indiferent care e aia? Deci nu-mi imaginam că la partid îl chem pe unul, în cazul ăsta inspector general școlar, și îi spui, de ce n-ai făcut aia? Cum îi analizezi activitatea profesională? Adică, și mai am o întrebare. Nu. Cine analizează activitatea profesională a inspectorului general? E vorba de domnul Ișvan în seara asta, să fie la cineva. Nelu Pavel îi analizează activitatea profesională la municipiu? Căldăraru poate că e la municipiu. A, da? Am înțeles. Domnul Aurel Popescu a emis doar concluzia fără să mai spună și premizele. Spunea cum s-a reflectat activitatea profesională asupra activității de partid. De partid, sigur că da. A sintetizat și n-am mai spus că l-au analizat. Dar din toate declarațiile lui Aurel Popescu reiese faptul că de fapt s-a analizat dacă activitatea lui profesională așa cum este, afectează partidul. Am înțeles că a afectat partidul. Dacă a afectat partidul în mod grav, să spunem așa, poate cereau demisia din biroul politic. A afectat, dar a fost iertat, eu asta am înțeles. Da, ceva de genul, asta s-a întâmplat. Eu n-am înțeles nimic, decât că au analizat activitatea profesională la partid. Au analizat dacă activitatea lui profesională, așa a spus toată declarația. Da, domnul avocat, am înțeles, dar domnul avocat, ne întoarcem înainte de 89. Spuneți două vorbe pe care le-a spus omul și încerca să inoculați oamenilor ceva ce nu există. Cum să inoculez dacă așa s-a exprimat domnul viceprimar? Din toată declarația pe care a dat-o, dacă putem să avem capacitate de sinteză și avea o panoplie generală, nu să luăm două rânduri, okay. Reiese foarte clar că s-a analizat dacă activitatea lui Ișvan a influențat în mod negativ Partidul Social Democrat. Asta a spus Aurel Popescu. Dacă ziceați Partidul Comunist Român, nu greșeați cu nimic. Asta a spus Aurel Popescu. Noi ne-am întors înainte de 89, nu înțelegeți. Îl cheamă la partid și omul trebuie să-și facă mea culpa acolo sau îl analizează în plenara partidului. Și zic, de mâine vii tu în zero și cu mustața rasă. Domnul Claudiu Matei, eu știu că dumneavoastră... Domnul avocat, vi se pare normal ca să-i analizezi activitatea profesională? Analizat dacă activitatea profesională, așa cum s-a desfășurat ea, a influențat... Și, dacă influența în mod negativ, ce se demisia din biroul permanent municipal. Asta spun, nu altceva. În sensul că dacă pe mine mă prejudiciez ca partid, ca imagine, poți să-și cer să-ți dai demisia din biroul politic municipal, păi din biroul permanent municipal. Asta e ideea. Că rămâneam membru de partid. Ca idee. Trebuie să-l excludă direct din partid. Poate luau și o măsură de excludere din partid dacă ei considerau că e afectat. Dar n-a pus nimeni în discuție să îl dea afară de la inspectoratul școlar județean acolo. Așa cum dumneavoastră încercați să inoculați. Nu se inoculez, domnule. Nu mai pune o vorbă în gură, domnule Aurel Popescu, domnule avocat. Ați luat două rânduri. Pe mine deja încep să mă deranjeze manipulările acestea pe care le fac de tot fiecare zi. Claudiu, eu te avertizez. Două rânduri pe care le-am luat dintr-o declarație și spuneți exact ce a spus. Eu n-am luat două rânduri, domnule avocat, am luat două cuvinte. Păi, iau, și două cuvinte. I-am analizat activitatea profesională, punct. Minunat, da. Păi nu așa a zis? Ba da, așa a zis. La sfârșit, dar din toată declarația a fost promis. Promis. Eu nu vreau să mă cert. Dar din toată declarația a ieșit ceva, a ieșit altceva. Acum s-a referit la modul în care activitatea profesională... Eu înțeleg că domnul Claudiu Matei îl susține pe domnul Ișvan, ceea ce e foarte bine și... Nu susțin totul pe nimeni, că n-am nici pe tata, nici pe mama profesor. Asta este, eu înțeleg că îl susține. Și cum să zici, pe viitor să aibă grijă la atitudinea pe care o are față de învățământ. Și-a luat angajamentul. Atenție că și-a luat angajamentul. Doar față de învățământ cu urgență, sau față de niște membri din a PSD. A plecat spășit. De doleanțele unor membri din PSD. Domnul Claudiu Matei. Păi sunt speculați. Putem să speculăm foarte mult. Niște informații din interiorul PSD către presă. Domnule, dar nu a executat aia și cu aia. De-aia l-au băgat în plenara partidului. Biroul politic local. Permanent. Da. Plenara, domnul Măruță. Plenara e altă. Plenara era pe... sau mini-plenara eventual. Plenara e la județean. Da. Nu e la domnule Pecingine. Ce s-a întâmplat astea seara la PSD? Treaba lor. Probabil a venit Tișu cu... Pardon, domnul inspector general a venit cu... și a urechea pe fiecare. L-a dus aminte că la fiecare l-a ajutat cândva în viață politic, nu altfel. Da? Și s-au retras oamenii și-au dat seama. Adică uitaseră până acum. Păi cam uitaseră unii. Nu cred așa.
Nu cred, pentru că au fost vehemenți, cel puțin domnul Prunariu. Păi da, atenție, a dat de pământ, Prunariu și Manta nu fac parte din birou. A dat de pământ cu domnul nu sunt, ei sunt la județ, domnul, nu sunt la... Manta la fel. Nu sunt la județ, nu sunt la municipiu, sunt la județ. Membri în birou permanent județean, nu la local. Și atunci n-a prea avut o poziție acolo. Domnule Rovența? Și treaba lor până la urmă, dacă și-l asumă și le place activitatea pe care o desfășoară foarte bine, să le dea Dumnezeu sănătate, numai bine, basta. Vă avantajează, să înțeleg. Pe cine să avantajeze? Pe cei de la PNL. Cum să ne avantajeze, că n-ați văzut că și ei nu știu, laudă pe ei. Domnul Pecingină, scurt. Eu se pare că sunt singurul pe lângă, cu Dan Vâlceanu și cu Denisa Șuță, suntem singurii pe lângă subiect la PNL. Adică noi nu realizăm cât e de bun domnul Ișvan. Suntem singuri din punct de vedere al inspectorului general. Eu pe tema asta chiar mâine seară să propun să nu aștept să fiu sancționat ca și Mihai Paraschiv, pentru că am o opinie personală și întâmplător sunt trecut la pe lista de comunicatori și o să cer eu singur să fiu, să mă retrag de pe lista de comunicatori, pentru că eu sunt pe lângă opinia partidului, asta se nu pare. Se poate, nu, ba da, se poate. Păi nu, păi trebuie să avem și noi invitați. Nu, o să aveți. Din cei care îl susțin pe domnul Ișvan. Cred că bă, ședința de astăzi sau de astăzi a fost important. Probabil întâlnirile de ieri sau de alaltăieri, că probabil s-au reîmpărțit niște cărți și niște... Rămâneți la cărți. Nu mă refer la cărți. Și vă atrag atenție și dumneavoastră să rămâneți la cărți, da? Da. Că și partidul dumneavoastră ați văzut. Ce s-ar putea să rămâneți de la PMP? Ne spune că a luat omul un concurs și de ce avem de cu omul că a luat concurs. Aici, din punctul ăsta de vedere, da, politic n-au ce să-i facă. Politic. Nici, pentru activitatea politică a fost mirific. A fost cu ei în campanie și... Sunt lucruri pentru de care noi... A afectat activitatea partidului, imagine, cum le-a afectat, cum le-a afectat imaginea? Oricum, pe mine mă miră... O relație proastă cu profesorii, nu asta s-a imputat. Eu nu cred așa ceva. Păi n-ați zis, domnule, vă repet, inclusiv membrii Partidului Național Liberal spun că e un geniu în funcție și că trebuie menținut. Și atunci de ce să mă întâlnim? Nu vi se pare normal să fie menținut omul? Profesorii ăștia au și problemele lor. Domnule, dacă e prin concurs, omul ce e se facă? Și geniu și te menținut, domne. E cel mai bun. Mai se schimbe denumirea inspectoratului școlar, poți să-l schimbe. Cred că domnul Pecingină e singurul care nu face parte din nou USL și de asta. E un USL 2.0 acum. Eu v-am spus. La Târgu Jiu. USL? Nu știu da, de ce. M-am trezit pe un subiect. Eu tot îi cer demisia de un an și ceva lui Ișvan și în conferință de presă ale partidului. Deci v-am spus, mâine seară cu siguranță mă voi retrage de pe listă ca să nu mi se retragă. Păi e clar că opinia partidului poate e alta și eu sunt pe lângă subiect. Recunosc că am lipsit la ultima ședință și îmi fac mea culpa. Ca domnul Ișvan. Dar nu știu dacă domnul Ișvan și-a făcut mea culpa, eu mi-o fac. Se pare că Partidul Național Liberal îl susține pe domnul Ișvan, eu nu îl susțin personal și atunci nu vreau să... ca și comunicator să susțină... Tot partidul susține? Nu știu, domnule, au vorbit oameni, vicepreședinții ai partidului, au spus că e un bun manager, că pe tâcă e tâcă. Sunt oameni care vorbesc în numele partidului. Eu nu vreau să fiu exclus că i-am cerut demisia lui Ișvan de pe lista de comunicatori și atunci o să mă retrag singur. Dar luăm o pauză de publicitate, încercăm să rumegăm ceea ce s-a întâmplat în prima parte, revenim cu discuții. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești, la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale.
Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare în camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Am revenit la emisiunea noastră. Decizie în această seară rămâne în funcție Ion Nișpan, șeful Inspectoratului Școlar Județean. În funcția politică. Că nu se putea discuta la partid funcția de inspector general. Asta să fim serioși, că nu suntem... Pe ce nu mă percinge? Credeți că învățământul e apolitic? Nu, domnule, după cum se exprimă politizat. Liderii partidului. Chiar și la nivel de aparență a fost printr-un concurs și atunci n-avea cum să-i schimbă chestia asta la nivel de partid. Poate deci, la București. E apolitic sau nu e apolitic învățământul? Asta vreau să mă edific și eu în seara. Învățământul așa trebuie să fie, domnul Ișvan nu e, e membru de partid. Păi domnul Claudiu, cum să fie apolitic dacă colegii profesori de domnul Ișvan l-au reclamat la partid că le-a creat niște prejudicii în învățământ și el tot la partid să încerce să răspundă? Nu mai e apolitic. Suntem, ce ați spus dumneavoastră în prima parte a emisiunii, PCR Victorie. Cum să mai fie apolitic? Eu credeam că doar eu așa văd lucrurile și domnul avocat. Eu știu că mă contrazice acum. Ia ziceți domnul avocat. Dar dumneavoastră vedeți așa lucrurile. Da? Da, exact. Am un strabism. Dacă tu ai o problemă, ți se face o nedreptate la servici, da? Și lucrezi la stat. Te duci la partid sau te duci la organele de abilitate? Cine s-a dus la partid? Păi nu așa a fost. Eu am făcut reclamație, nu? Da. Păi și erau tot profesori? Păi de ce s-a dus la partid? De ce s-au dus la partid? Am tot și în toate. Pentru că unii dintre ei sunt membri de partid și știu. De ce s-au dus la partid? Că au zis că o rezolvă, probabil că au înțeles. Așa consideră că se rezolvă mai ușor. Și eu de că totuși partidul l-a tras la răspundere. Nu, doamne, și directorii de școli sunt membri de partid. Nu. Nu? Da, până acum cum erau? Că nu vă auzisem până acum, pe timpul PDD. Nu, vorbeam aici, nu, da, vorbeam de ce s-a întâmplat acum, că dacă e să... Nu vă auzisem că vă puneți până acum 10 ani, de ce nu v-ați spus probleme? Nu vă uitați la televizor atunci, domnul avocat, vă spune sigur. Inspectorii cum sunt? Sunt politici sau nu sunt politici? Domnul avocat, în vremea aia nu vă uitați la televizor. Miniștri oare cum or fi? Eram la o televizor. Habarnii sunt miniștri, domnul, vă spune. Habarnii, da. Domnule, când vă aud așa că, domnule, totul e politizat, totul e nu știu ce, peste tot în toată această lume. Conduc politicieni. Eu nu știu ce aveți neclar sau ce vi se pare neclar. Mie nu mi se pare. Și dintotdeauna România... Atunci s-a anulat toate instituțiile statului. Care instituții? S-au condus politic. Mie mi se pare foarte toată clar. Toată țara asta s-a condus politic timp de cei 28 de ani. Păi dacă eu am o problemă cu instituția la care lucrez și mă duc la partid, da, să fac plângere, în loc să mă duc la organul abilitat... Păi nu că de ce? Uite că s-au dus și eu de că l-au luat la trebuie după aia. Vina PSD-ului că s-au dus la partid? Pentru că și ei la rândul lor sunt membri de partid. Păi eu te că fac o reședință special ca să vadă care sunt problemele. Doamne, frate. Păi nu fac o reședință specială de treaba asta. Dar până acum pe cine dădeați vina că e Ișvan incompetent acolo? Pe PSD, nu? Domnul Claudiu Matei. Nu, domnul... Păi hotărâți-vă pe cine dați vina. Trebuia să-l cheme la partid, să-l analizeze din punct de vedere politic și să-i zică. Să-i zică. Doamne, ne-a afectat imaginea partidului afară din partid. Sau din funcția politică. Asta au făcut. Păi cum, domnule, cum să fac asta? Păi asta a făcut. Haideți să nu fim... Deci asta a fost prima dată. A spus ultima dată, a spus cu analiza profesională, dar nu s-a analizat profesional lucrul ăsta, s-a analizat dacă activitatea lui a influențat negativ politica. Nu, dar îmi dați impresia că ați fost acolo la PSD în seara asta, domnule. Nu, îmi dați impresia că dumneavoastră... Domnule, dar să înțeleg că asta a fost prima greșeală pe care a făcut-o, sau primul lucru care a făcut să afecteze imaginea partidului. Dați-i declarația la Aurel Popescu. Dați-i din nou declarația domnului Claudiu Matei, ca să audă de la început ce a spus. Domnule Măruță, am auzit eu triplu? Da, a declarat domnule că i-a analizat profesional pe N-ați auzit decât asta. Asta e ideea. Dați-i toate declarațiile. Păi m-a șocat, domnule. Deci din momentul ăla n-am mai procesat nicio informație. Vă dăm niște apă cu zahăr, nu știu ceva. Nu, că pot să-mi iau eu singur. Serios, păi da.
Domnul avocat, vedeți că am și eu un portofoliu larg, foarte larg, de imprecații și onomatopee. Am înțeles, da, sigur că da. Atunci să faceți chietă, să plătiți amenda la CNA dacă vă pregătiți să imitați animale în emisiunea din seara asta, ceea ce nu este indicat, pentru că încercăm să discutăm ce se întâmplă cu învățământul gorjean și mai ales că astăzi v-ați găsit să invitați politicieni să discutăm despre învățământ. Păi nu înțeleg de ce discută politicieni despre învățământ, dacă trebuie să fie apolitic, nu? Adică hotărâți-vă, cum trebuie să fie? Eu v-am zis că eu nu mă cert cu asta. În seara asta nu puteți să faceți semne. Păi da, hai să fie membru de partid. Deci eu am rămas șocat, vă spun când am rămas șocat. Așa. Când l-am auzit pe domnul Ișvan că e membru de 20 de ani în PSD. Ah, ok, da. Ce caută la învățământ în politică? Cum ce caută? Păi ce caută în campanie electorală, de exemplu, de la municipiu? Ce caută? Păi stați așa. Ce treabă are educația? Păi da. Teoria relativității cu PSD-ul sau cu PNL-ul. Ce treabă au? Ce treabă are educația cu partid? Păi și până cu ceilalți inspectori n-au fost membri de partid, n-au fost la PDL. Pentru că i-ați obligat să fie membri. Cine e obligat, domnul? Eu? Partidul, marele partid. I-a obligat să fie inspector, stați liniștit. Dar eu nu știu. I-a obligat să fie inspector. Eu am impresia că, nu știu, suntem surprinși după 28 de ani că toți inspectorii generali, de fapt, au fost membri de partid. Suntem surprinși. Și inspectorii, de ce sunt surprinși? Și inspectorii școlari sunt membri de partid. Este chemat la partid să dea răspunsul în fața colegilor de partid, ca a supărat niște colegi de lor din organizație. Dacă n-a făcut alte greșe... Dacă n-a făcut cu domnul Manțoc și chema pe inspectorii... Pare rău, nu eram în PDL atunci. Deci nu eram în PDL atunci. Nu eram. Nu erați. Nu eram. În 2012 eu nu eram în PDL. Ok, sigur. Simplu, nu eram în politică. Dar când a avut alte probleme învățământul gorjean, nu l-a chemat nimeni de la partid să-l întrebe. Dar acum că a supărat niște colegi de la partid, l-au chemat. Deci înseamnă că interesul este doar să-și protejeze colegii de partid, atât. Asta e interesul. Da, am înțeles, dar discutăm acum despre PSD, dar trebuia să invitați numai PSD-iști aici. Păi l-am avut pe domnul Aurel Popescu. Păi, lasă-mă spus exact ce eu am făcut o observație la ce se întâmplă. Am înțeles, da. Sigur, suntem surprinși că, de fapt, inspectorii generali au o culoare politică, da. De acord, după 28 de ani e corect să fim surprinși. Nu, sunt surprins că cineva îi trage la răspundere numai când supără alți colegi de-ai lor. Și când fac alte greșeli, nu îi trage nimeni la răspundere. Aia e. Ok, am înțeles. Asta se surprins. Asta mă deranjează pe mine. De ce au protestat astăzi, domnule Rădaru, profesorii în București? Că le-au crescut salariile și-s bucuroși. Nu știu de ce au protestat profesorii. Au inspectori generali care se ocupă de treabă și de probleme și că toate lucrurile merg bine. De ce să protesteze? Cum, nu vi se pare că lucrurile merg bine? Haideți, domnul Mărățaș, nici dumneavoastră nu mai vedeți, înțeleg, domnul Claudiu nu aude. Domnul Mărățaș e senin în prima parte. Senin? Luați un telefon de la profesorii din București care au protestat. E șocat. Ai noștri, luați orice telefon, orice profesor. E șocat din prima parte, Claudiu. Sunt rezerva anonimatului și o să vedeți ce vă spune. Cât e de bun Ișvan, cât e de înalt. Liberalii? Nu, liberalii spun asta, da. Unii dintre ei, da. Spun că e bun, atunci, e cel mai bun. Și atunci cine mai face, domnule, analiza corectă? Și abia aștept să văd ce sunt domnul Pecigiu. Păi nu, v-am spus că mă cer eu pe linie moartă din punct de vedere al comunicării, pentru că nu pot să mă pun împotriva partidului care îl susține pe domnul Ișvan. Și eu am o altă opinie. Și opinia mea e că Ișvan e un slab, cel puțin pentru demnitatea profesiei asta de profesor. Domnul Ișvan nu are ce să caute acolo în funcție. Deci stați-mă un pic că domnul președinte Dan Vulceanu spunea cam ce spune dumneavoastră. Ce, au fost alți liberali care au spus altceva? Da, au fost alți liberali care au spus altceva și știți foarte bine lucrul ăsta. Claudiu spune că odată spune că e senil, la două ore bagă bățul printre gard, știi? Asta îmi place că e. Da, mă. Eu am văzut acest opinii. Prima dată am bătrânit cea două ore. Acest opinii, e clar că nu poți să ieși cu asemenea opinie, mai ales când ești pe lista de comunicatori, da? Pentru că altfel ești sancțiune și mă gândesc că asta e opinia majoritară. Ișvan e bun și ea mai e minoritară și atunci trebuie să mă retrag, să nu mai comunic. Eu sunt pe lângă subiect. Eu cer demisia lui Ișvan, cer demisia domnului de la Poliția Locală. S-ar putea să apară mâine... Deputatul Vâlceanu îl interpelează pe ministrul învățământului? Da, uite ce greșeală, ce tupeu și pe Vâlceanu. S-ar putea să-l apostrofeze mâine seara oamenii ăștia, că nu știe că Ișvan e foarte bun. Îmbăgați în analiza partidului? Poate îl scot și pe Vâlceanu de pe lista de comunicatori. S-ar putea să ne scoată mâine seara la tablă cei care au susținut că Ișvan e cel mai bun și cel mai frumos, cel mai înalt și cel mai devreme acasă. O să fiți doi. Îmi pare rău, nu, trei, că e și Denisa Șuță care e pe aceeași lungime de undă și uite că noi ne trezim pe lângă subiecte în partid și ceilalți știu care e bun. Înseamnă că de aici a plecat disputa de azi cu Dragnea alu...
Alu Vâlceanu, știi de postul de comunicatori amenințat de la Târgu Jiu. Da, e posibil, nu știu. Nu știu ce e și cu Vâlceanu, că se situează pe lângă opiniile acestor oameni care susțin partidul la Gorj. Și cred că ar trebui să-și revină puțin și să înceapă cu laudații. Susțin PSD-ul la Gorj, spuneți așa. Nu, și PNL-ul. Sunt stâlpii de bază ai partidului. Fără ei se dărâmă partidul. Nu există Partidul Național Liberal, fără ei. Vedeți, mă, Măruță, că nu am doar eu linia asta a comunicării și domnul Pecingina are aceeași linie. Nu știu, mi se pare că e politician, nu putea să aibă altă linie. Este o conjurație? Nu, sau... sunt la mine, dacă vă arăt acum și o să vă arăt în pauză, să-mi permit. Pe telefon? Inclusiv de la membrii de partid ai PSD-ului vin mesaje cu? Mă rog, atitudinea domnului Ișvan, care n-ar trebui să fie, cel puțin la nivelul ăsta. Domnule, dar să mai intrăm în alte discuții. Claudiu, ca să lămurim, a fost iertat domnul Ișvan în seara asta sau nu? Nu, domnule, deci nu era vorba de iertare. Sau nici măcar nu s-a... spus, domnule, ce trebuie să faci de aici înainte? Trebuie să faci aia și cu aia. I-au dat linia, domnule. Înțeleg că exact, i-au dat... linia, că tot vorbim de linii. I-au dat curbilinia, că păi, spunea domnul George Sele cu linia partidului, n-am înțeles. Nu, cum e, domnule, pe cinci cu linia partidului, că n-am înțeles. Nu știu, domnule, nu vedeți că eu sunt pe lângă linie. Linia e una, o respectă. Nu, să ne spune, domnule, cum e cu linia, unde, care e linia? Intră domnul inspector general prin telefon? Nu, a dat ocupat, încercăm să... Că dacă se uită la noi să ne spună, dacă a fost apostrofat la partid, pe niște hârtii semnate din primăria Târgu Jiu, pe o lucrare pe acolo, prin zona inspectoratului, cu un teren, cu un gard al unui miliardar, a afectat niște interese, se interesează și organele de hârtiile ăla pe acolo și dacă a fost chemat la partid pe linia asta. Să ne spună domnul inspector general, dacă răspunde la telefon. Nu a fost chemat pe linia asta, clar. Deci n-are cum să vă răspunde domnul Ișvan că e într-o emisiune. Acum în niciun caz nu va mai răspunde. Într-o emisiune sau... Am înțeles. Da. Nu, aia cu misiunile, stați liniștite de partea cealaltă a mesei. Cei care au dat grade, au dat degeaba. Gradul didactic. Da, gradul didactic, nu știu, nu mă pricep, nu vreau să intru în subiect. Gradul managerial. Domnule Rădaru, trebuie depolitizat învățământul, educația la Gorj? Domnul Măcar la Gorj? Eu cred că nu înțelegem. Bine, atunci de ce trebuie menținut ancorat în politică învățământul? Păi dar este ancorat în toată lumea în politică. Politicile educaționale le face guvernul României, care, ce să vezi, este politic. Este, așa se întâmplă în toată lumea. Peste tot, cine face o reformă sau o altă reformă în educație sau cine conduce sistemul de educație, este un guvern care, ce să vedeți, este ales de către un parlament, ales prin vot de către cetățeni. E vorba de politică, de partide politice. În Statele Unite la fel, în Marea Britanie da, la fel. Se oprește la secretar la de stat mai jos, dar peste, atâta nu se duce niciunde în lume. Peste tot lumea este civilizată. La fel. Peste tot este la nu fel. Se duce mai jos. Domnul Rovența, a fost dumneavoastră în școlile de acolo și știți dumneavoastră pe cine pun director, pe cine nu pun director și așa mai departe. Vă spus la partid, cum se face în alte... Sunt aceiași directori care au fost și până acum, în marea parte a școlilor. Care au fost și până acum. Care au fost și pe vremea PDL, păi și pe vremea USL, nu, și pe vremea Cioloș, de vreo 5 ani și pe vremea guvernare PSD, de vreo 5 ani, 6 ani. Și pe vremea Cioloș, și pe vremea actuală. Sunt aceiași directori. De când e la Alexandru Ștefulescu directorul? Din totdeauna. De când este? Aproape la toate școlile sunt directori de foarte mult timp. Deci acum să venim să spunem că de fapt ăștia sunt ai celor de la guvernare, ca și cum până acum n-au fost alții la guvernare, mi se pare absurd și nereal. Domnul Măruță, nereal. Aceiași directori au fost până acum. Domnul Măruță, îmi dați voie să plec din emisiune. Dacă aveți dar nu înainte să-mi cer scuze, domnule avocat Ladaru, domnul avocat Ladaru, pe bună, nu fac mișto. Treceți pe la partid să vă rolați? Domnul avocat, aveți dreptate în tot ceea ce spuneți. Pe cuvântul meu, domnule, uitați, un prieten de-al meu îmi trimite acum mesaj. Domnul Ișvan e la un alt post de televiziune și spune că nu va mai lipsi la ședințele de partid. Da, păi eu sunt nebun, gata. Da. Deci de asta l-au certat. Domnul, îmi cer scuze, domnule. A lipsit, păi nu i-a spus, eu i-a spus domnului Ișvan, domnului Popescu, că da. Domnul Ișvan a lipsit 3 ani de la partid. La care partid? Și acum la care partid? Deci nu i-a arătat, am o problemă. De la PSD sau de la PNL, nu știu unde trebuie să fie. Poate mă trezesc că el vine seara și la noi la ședință, că e...
Inspectorul general al tuturor. Dar ar fi să fie sancționat la PNL, da. Dar haideți să vedem că n-am terminat. Și nu, guvernele acestea politice, care le atacă pe aici, guvernele acestea politice au avut miniștri la educație, au avut miniștri la educație care au fost, cred că toți numai profesori au fost. Cine, nu știu altul care să nu fi fost profesor. Toți miniștrii care au fost din 90 încoace la educație au fost numai profesori. Da. Deci practic acest sistem de învățământ, acest sistem de învățământ a fost condus de profesori. N-a fost condus de altcineva. Și a ajuns așa cum a ajuns, dacă e să spunem că a ajuns în unde a ajuns? Datorită profesorilor. Păi nu, profesorii l-au condus. Nu au fost miniștri profesori. Profesorii înrolați politic, domnule. Păi înrolați politic. Și aia nu au profesori. Nu au domnule, dar domnule, ne-a sunat aseară un profesor, domnule. Da, domnule, dar nu mai ești. Bravo, deci profesorii sunt de vină pentru ce s-a întâmplat cu învățământul în România. Gata, ce să mai am înțeles? Ne-a sunat un profesor aseară, domnule, dar... De către politicieni. Numai de către profesori. De către domnule, dar profesorii aia care se duc și dau raportul la partid. Profesori. Care dau raportul la partid și acolo e o problemă. Profesori. Așa. Unii făcuți așa. Peste noapte profesori. Cine? Marga vedeți? Era peste noapte profesor. Vedeți că cine? Sunt dați-mi exemplu. Unii. Păi dați-mi exemplu de miniștri profesori nu, peste noapte acum profesori. Mă apuc să caut toată lista cu toți miniștrii din învățământ, că nu știți nici dumneavoastră. Din 90 până acum. Căutați că sunt. Nu, dar nu băgați în aceeași oală profesorii cu politicienii. Vedeți că nu toți profesorii sunt politicieni. Nu, dar sau fac politică. Politicienii care au condus Ministerul Educației au fost profesori. Deci vin din rândurile profesorilor. Adică nu a spus nimeni, a pus, nu știu, electroniști la educație sau ceva de genul ca să spună, domne, se poate, n-a pus un om care să cunoască sistemul. În vârful sistemului a fost tot un profesor. Da, asta este, așa s-a întâmplat. Dar a ajuns un profesor care atunci când a ajuns în vârful ăla și s-a uitat în jos la oafamențeala și n-a mai știu ce să facă. S-a dus repede la partid să vadă ce trebuie să facă. Domnul Pecindir, așa a fost și pe vremea PNL-ului. Păi asta spun, că asta e și pe vremea PNL-ului. Păi noi de-aia suntem în politică, ca să mai schimbăm lucrurile, că dacă lăsăm asta e și-l chemăm pe Ișvan sau pe nu știu care, mă mir că nu-l chemați pe ăsta de la CEO, pe Boza, la partid să dea, aba a fost chemat odată, dar nu mai știu, la conferință de presă. La cu ministrul, nu, a venit Petcu, a venit pe probleme de CEO, dar s-a dus la sediul ALDE. Deci aici e marea problemă, trebuie să facem un pic distinția. Nu putem să ne deduplăm. Dar de acord. Dar băi frate, nu-l chem la sediul de partid să dea, dă pe linie politică, e membru de partid, da, băi, dar spus pe linie politică ce s-a să analizeze activitatea profesională. Sunt și curios cine, dacă Gheorghe Mihai sau alții au analizat activitatea profesională și știau ei cu ce se mănâncă managementul din învățământ. Dar știți foarte bine că nu i-au analizat activitatea nu profesională. Știu ce au făcut, dar, eu știu. Ai intuit, în sensul că intuiți. Intuiesc cam ce s-a analizat acolo și cum a luat poziția de drept și cum a spus, domnule, asta e, o să revin, îmi cer scuze că v-am deranjat. Nu voi mai lipsi la ședințele de partid, dacă e nevoie, mâine vin tu în zero. Fără mustaț. Și fără mustaț. Fără mustaț. Pe bune. Fără mustaț. Și dacă chiar dacă participa Cârciumaru, cu siguranță cer să deci aibă și a făcut și mea culpa, cred. Dacă n-are cravată, a zis iertare. Da, iertare, luminăție voastră. Nu știu ce vorbesc, acum. De rău pe domnul Ișvan, că poate mă trezesc exclus din partid și mai bine deci, a comunicat mai mult, a comunicat mai puțin cu organizația locală PSD, dar de luni lucrurile vor intra în normalitate. Cum de luni? Acum, de săptămâna viitoare? Deci nu de mâine, dar de luni promite. Că gas. Schimbare totală. Ca în Alien, așa. Joc pe verde, dacă joc pe roșu. Că dacă iese omulețul nou, gata, nu mai e. Omul nou, nu? Ca pe vremuri. Gata, lucrurile s-au rezolvat la... La partid, așa se rezolvă totul acolo. PSD, END, ISJ, e ok. Ia să-i cheme domnule și pe ea de la șoseaua de centură. La partid. Băi! Acolo e mai greu că... Eu știu... Ce să cum mai aici? Hai, era să zic ceva mă obțin apropo de centură. Centură și partide politice. Și de-aia n-are cine să-i... Păi nu, dacă așa se rezolvă. Unii nu știu limba aia la colinii, încă n-au făcut adeziunea la PSD. Mai greu un pic, da. Sunt doar socialiști în Italia. Mi se pare că nu știu. Știu foarte bine. Se exprimă în euro. Da, ia să-mi dai atât. Până la urmă, o să avem și un telefon să aflăm și de ce au protestat profesorii în București să lămurim și pe domnul Lădaru, ca să mai târziu îmi spune colegul o legătură cu un lider de sindicat după pauză. Până la urmă, să înțeleg că lucrurile vor merge extraordinar de bine în învățământ. Dar ce domnul Pecingină. Eu cu Claudiu Mateș. Domnul Pecingină. Vă reamintesc că de când s-a, așa, din 2011 sau de când e cu bacalaureatul ăsta foarte dur, avem 1.000.000 de
copii de absolvenți care nu au luat examenul de bacalaureat. Un milion. Credeți că acolo e problema la bacalaureat? Eu zic că e problema până la bacalaureat. Dom'le, un milion de oameni nu se pot angaja că n-au diploma asta. Cum ajung copiii acolo, în stadiul ăsta? Să vă spun o chestie pe care am trăit-o personal. Când am ajuns la facultate la Timișoara, majoritatea colegilor mei de la seminarul de matematică aveau note la BAC la matematică peste 9. Și n-au știut să rezolve nici măcar unul o integrală și o derivată. Din fericire, eu am știut. Și am întrebat după aceea. O singură dată, dar nu s-a mai repetat. Da, o singură dată, să o luăm așa. Și am întrebat după aceea, cum a fost la voi BAC-ul? Că eu nu înțeleg. Păi pe tabla din stânga s-au pus problemele și pe tabla din dreapta răspunsurile. Și am zis, păi nu e ok. Trebuia invers. Pe dreapta, dreapta întrebările. Deci au venit camerele altceva. Și deci procentajul a scos. Asta e adevărul, e clasamentul adevărului. Din punctul meu de vedere, camerele la BAC au scos la lumină ce se întâmplă în România. Analfabet funcțional? Da? Oameni care îți dau senzația, o diplomă, au ceva, dar ei nu știu să scrie, nu știu să citească, au probleme în exprimare. Unii dintre ei chiar ne conduc. Nu contează perioada, domnule Daru, că vreau să interveniți. Nu contează nu perioada. Nu vreau să intervin. Pe toate perioadele apar la vârf, pentru că au niște abilități. Vreau da? Să intervin și, ajung și la vârf și să spun că așa va fi mereu cât timp învățământul va fi finanțat pe cap de copil. Adică, dacă nu, în condițiile în care tu... Profesorul se va simți amenințat că dacă va lăsa corigenți sau repetenți 15 din 30 de elevi, îi se va desfința clasa și își va pierde locul de muncă, niciodată nu își va lua pâinea de la gură. Și asta este mare problemă din punctul meu de vedere. Domnul, nu trebuie să-l punem în situația să-i lase corigenți. Asta spun. Trebuie să-i trimitem pe unii să devină muncitori, unii intelectuali, unii nu mai știu ce. Și să-l obligăm pe ăla să-i lase... Asta spun și eu. Dacă pornește cu o clasă de 30 de elevi, pornește cu o clasă și termină 2, e foarte bine. Dar tu îi finanțezi pe profesorii în continuare, adică le dai salariile. Asta trebuie să faci. Eu cred că ar trebui. Asta e cel mai important lucru, să nu-l mai finanțezi pe cap de elev. Atâta timp cât îl vei finanța pe cap de elev, niciun profesor nu își va risca pâinea și nu va da notele corespunzătoare elevilor săi. Asta este principala problemă. Asta este. Cred că principala problemă este ce spune Eugen Măruță, pentru că sistemul de învățământ românesc produce pe stoc, produce șomeri. A, de acord. Pentru că sistemul de învățământ încă nu s-a reformat suficient să zică voi ăștia mergeți la profesională, doar la profesională, învățați o meserie. Voi ăstea vă puteți duce la liceu de informatică, voi directori. Și mai mult decât atât. Vă dau un exemplu. Păi s-a văzut, domnule, ce poate să facă politica. Deci intrăm mamă în politică, că uite unde ajungi. O să ajungi și ministru. Vă dau un exemplu. Exemplele în viață au fost unele nefericite. Uitați, la Gorj, discutăm pe Gorj. Da. Cred că nu este niciun liceu din zona de sub munte a Gorjului care să aibă, domnule, o clasă, noi ceva, nu știu. Agroturism, creșterea animalelor, agricultură, veterinar, horticultură. Tehnician horticol. Ceva pe specific. De dat cu sapa, de tăiat pomii, cred de orice. Că la Novaci încă se mai fac strungari, la Tismana încă se mai fac lăcătuși mecanic și așa mai departe. Pe unde se angajează copiii ăia după ce termină? Niciunde. Școli profesionale sunt și nu prea sunt. Adică sunt pe niște meserii care, nu știu, meserile să nu știți se că pretează. Sunt bune, dar nu păi sunt dar la noi. Se pretează la noi, pe jurele. Dar aia la Tismana au alune, au castane, au turism, au altceva, nu merge să iei. Tehnic nu se caută poate în zona asta în România, dar în alte zone nu mai sunt nimic. Am un prieten acum, vrea să deschid o fabrică de... Și nu găsește. Și caută plăcători prin așchiere și îți cauți oameni care erau bine pregătiți, pentru că a fost o perioadă când toți au vrut să aibă liceul și 2-3 facultăți și 5 mastere și un doctorat. Și nu profesează, stau cu ele, cu diplomele, se uită la ele și vând într-un magazin, da? Sunt vânzători sau mai știu eu ce, și sunt unii da, unii poate buni și n-au avut, nu știu, dar dacă ești bun, nu rămâi la magazin. Domnul avocat, cred că nu iese un strungar mai bun de la un liceu industrial decât de la o școală profesională de strungari. La profesional face foarte multă practică, asta nu zic, teorie, practic, că teoria e teorie, dar practica, și asta cred că e marea problemă a sistemului de învățământ în România. Pentru că noi, în loc să ne axăm mai mult pe practică,
și inclusiv la facultățile de drept, foarte puțină practică, foarte puțină practică. Jocuri, școală, foarte puțin. Îi dă să învețe, ia aici, de profesorul ăla îmi permit să fac asemenea afirmații. În viața lui n-a intrat în instanță și ține totuși lecții sau n-a profesat în viața lui, s-a trezit la catedră și îl predă studii de drept și în viața lui nu știe dacă îl aduci în, și sunt multe cazuri, nu le dau nume, nu numai de la noi de aici, și e dus în instanță la vară, rămâi surprins și auzi, doctor, e în drept și cine dânsul? Rămâi surprins. Da? Teorie, teorie, practica ne cam omoară. Sunt foarte multe sincope ale sistemului de învățământ, dar asta e. Da, după pauză o să încercăm să aflăm dacă managerul Complexului Energetic Oltenia va deveni sau nu membru al ALDE. Revenim imediat. Bilet pentru cei dragi. Știu că vă plac dulciurile, dar nu aveți timp să le faceți în casă. Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de foietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor. Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe. Cu multă pasiune, Aida. E vremea să mergeți la patiseria Aida. Toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești la patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720 009 977 ori mergeți direct la patiseria Aida din Târgu Jiu, strada Nicolae Titulescu, vis-a-vis de liceul pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, cu multă pasiune. Patiserie din 1994. Mașina ta merită să fie remarcată. O mașină curată atrage toate privirile, iar spălătoria auto Eson atrage toate mașinile. Curățare interioară și spălare exterioară cu spumă și perii automate, limpezire și aplicare de ceară lichidă. În doar 7 minute pleci cu mașina curată și uscată. SC Eson SRL, în Târgu Jiu, pe strada Dobrogeanu-Gherea, numărul 33A, la ieșirea din oraș pe partea stângă, după ce treci pasarela. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici și aici și da, și aici. Cu pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Ești licean și te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu te pregătește pentru o carieră de asistent medical generalist și asistent medical de farmacie, calificări autorizate prin ordin al Ministrului Educației. Alege alternativa la învățământul sanitar post-liceal de stat și vei avea asigurată calificarea de nivel 3 avansat în domeniul sănătății. Profesori și medici cu o temeinică pregătire profesională fac parte din corpul profesoral care asigură pregătirea cursanților. Stagiile de pregătire practică se desfășoară în Spitalul Județean de Urgență Gorj, spitalele orășenești, clinici private, farmacii și companii farmaceutice. Se oferă posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire practică în clinici din Germania. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu, Calea București, numărul 71. Școala unde vei deveni asistent medical, o profesie pentru Europa. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă.
FCPT&D Simpec SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vină în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT&D Simpec SRL execută și mobilier din palme laminat. FCPT&D Simpec SRL în Târgu Jiu, piața centrală, la etaj, telefon 0253-211-321. Să vorbim despre învățământ, nu numai despre învățământ, discutăm și despre, iată, o posibilă sancțiune a domnului Gigi Pecincin, riscă excluderea din PNL, pentru că nu susține pe domnul Ișva. Este posibil și mă aștept și la chestiunea asta. Domnul Ișva nu, glumesc, nu, e, la modul cel mai nu e în PSD, domnul Ișva. Eu mai știu pe unde, dacă e bun manager și e susținut și de membrii ai Partidului Național Liberal Comunicator, ai partidului, e susținut în mod public, în condițiile în care eu sunt pe lângă subiect și cer demisia din două în două conferințe de presă, sunt acolo și cer demisia, tocmai pentru faptul că are un comportament care zic eu că și nu numai eu, dar mă rog, se pare că numai eu acum, care nu e cel un inspector general, mă aștept și la asta. Chiar mă aștept, la modul cel mai serios. A pățit-o Mihai Paraschiv când și-a exprimat punctul de vedere personal, fiind pe lista de comunicatori, a fost retras de pe lista de comunicatori, cel puțin la măsura asta mă aștept și eu, dacă am fost împotriva punctului de vedere al partidului. Da, haideți să aflăm de ce au protestat profesorii în București în această seară și a fost în această zi și a fost și o delegație de la Gorj. Stăm de vorbă acum cu domnul Constantin Huică, președintele Uniunii Județene a Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj. Bună seara, domnule Huică! Bună seara! Sunteți în direct la Tele3, mai mulți invitați alături de mine și de Claudiu Matei, domnii Gheorghe Pecincine de la PNL, domnul Adrian Rovență de la PMP și domnul Eduard Lădaru de la ALDE. Spuneți-ne câți ați fost la Târgu Jiu, de la București, de la Târgu Jiu și pentru ce ați protestat? În primul rând a fost o picătare a sediului Ministerului Muncii, ceea ce înseamnă că nu am fost un număr atât de mare din județe, ci membrii Colegiului Național al Liderilor, deci liderii județeni și cu liderii și din municipiul București, care au fost în jur de 150 de persoane. Problemele care sunt au cam ajuns la, cum să zic, cuțitul la os. Cadrele didactice au fost neglijate pe legea 153, pe legea salarizării unitare, o lege care noi am dorit să fie unitară, dar practic guvernanții au transformat-o într-o lege neunitară pentru sistemul de învățământ. Când spun toate acestea, mă refer la faptul că învățământul, deși prin lege este considerată prioritate națională, în ceea ce privește salarizarea, nu este o prioritate națională. Noi, pe o grilă de la 1 la 12, am fost plasat pe locul, pe locul 10. Avem, deci în ceea ce privește, sunt multe inechități. În primul rând vorbim de reîncadrarea personalului didactic după data de 1 iulie. Este vorba de încadrarea pe tranșele de vechime, tranșa maximă de vechime, fiind peste 25 de ani și s-a ajuns în situația în care profesori care au aceeași vechime, au aceleași grade didactice, sunt plătite diferit.
De asemenea, sunt profesori, sunt cadre didactice care necalificate și care au salariu mai mare decât un cadru didactic calificat cu definitivat și grade didactice. Noi am solicitat regândirea și reașezarea în grilă de salarizare și anume modificările la lege care dorim să se rezolve, pe de o parte să creeze posibilitatea legală în stabilirea unei grile care să cuprindă salarii de bază pentru personalul didactic și la care să se acorde majorarea salarială prevăzută a se acorda de la 1 martie 2018, adică acei 20%. Pe de altă parte, se impune modificarea legii cadru astfel încât majorarea cu 20% de la 1 martie să se acorde tuturor categoriilor de personal din sistemul educațional, adică direct, didactic de predare, didactic auxiliar, de conducere, de îndrumare și control, inclusiv personalul nedidactic încadrat în unitățile și instituțiile de învățământ, unități conexe și inspectoratele școlare. Se știe că de această majorare de 20%, conform ordonanței 3, beneficiază de această majorare decât personalul didactic și didactic auxiliar. Nedidacticul atât din unitățile școlare cât și din inspectoratele școlare nu beneficiază, ceea ce creează o inechitate între diversele categorii care lucrează în învățământ. Am înțeles, domnule Huică, ce urmează după etapa de astăzi? După etapa de astăzi, mâine vom picheta din nou la sediul Ministerului Muncii, deoarece nu am ajuns la o înțelegere. Doamna ministru Olguța Vasilescu, din toate problemele pe care le aveam, care i-au fost înaintate, a zis că în 2-3 săptămâni va soluționa problema reîncadrării. Celelalte probleme, calcularea sporurilor și indemnizațiilor, să se facă la salariul din 2018, nu la cel avut în decembrie 2016. Și celelalte probleme, a zis că nu se știe când vor fi discutate. Într-o astfel de situație, am hotărât mâine să ne reîntâlnim în fața sediului Ministerului Muncii, urmând a ne deplasa după aceea sediului PSD, deoarece totul este o comandă politică, iar miniștrii de resort, atât al muncii cât al finanțelor și al educației, sunt niște marionete care nu pot să facă decât ceea ce le cântă partidul. Am înțeles, domnule Huică, un punct de vedere destul de clar. Domnule Daru, nu înțelegea de ce ați protestat astăzi, mă rog, de ce ați pichetat. Nu știam, nu înțelegeam. Sau nu cunoștea situația? Da, sunt probleme multe ale sistemului de învățământ. Da. De asemenea, dacă mai aveți timp, este vorba și de calcularea, de acordarea celor sporuri pentru condiții de muncă, care de ani de zile ne-am solicitat elaborarea unui regulament, iar acum când a fost elaborat, acesta a fost necorespunzător sau neaplicabil sistemului de învățământ. Personalul nedidactic a fost trimis la încadrat ca personal muncitor din administrația locală, ori nu poți să pui un muncitor de la educație cu ăla de la administrație, care au cu totul alte salarii în primul rând. Un șofer care este plătit de Consiliul Local are salariu mai mare decât un profesor.
despre ce vorbim? Asta chiar e o problemă. Despre o problemă foarte gravă vorbim, domnule Huică, într-adevăr. Discrepanțe majore între categorii de salariați. Această lege care s-a dorit a fi salarizarea unitară a personalului din învățământ, s-a constatat că practic este salarizarea neunitară. Domnule Huică, vă mulțumim pentru intervenție și pentru informații. Eu vă mulțumesc. Vă așteptăm alături de noi în emisiune săptămâna viitoare. O seară bună să aveți în continuare. Într-adevăr, sănătate, multe probleme, foarte multe probleme. L-am lăsat pe domnul Huică să le expună pe toate aproape. Foarte multe. Într-adevăr, personal, nu înțeleg de ce în continuare se leagă sau credem că trebuie coroborată politica. Dar a spus de PSD. Nu. Politica de credit, ca idee, nu mă interesează pe mine de ce a spus. Politica salarială a profesorilor trebuie să fie legată de a personalului didactic auxiliar, adică când cresc salariile profesorilor sau în cuantumul în care cresc salariile profesorilor trebuie să crească și salariile personalului didactic auxiliar și salariile personalului nedidactic. Și de dea exemplu de acel muncitor, vreau să-i precizez faptul că la primărie, acolo unde domnul primar este cel care stabilește salariile, stabilește grijă de salarizare, pentru că s-a lăsat libertatea aceasta la nivelul administrației publice locale, primarul este cel care stabilește salariul șoferului. Acum primarii care lucrează, șoferii care lucrează ca personal nedidactic în învățământ sau pe lângă școli, pe acolo conduc mașinile școlilor, până la urmă nu lucrează la Consiliul Local, nu lucrează la primăria localităților, astfel încât să aibă acelea salarii. Deci trebuie făcută distinția între faptul că... Nu trebuie făcut nicio distinție în momentul în care un șofer de primărie are salariul mai mare decât un profesor. De ce? Aia este nu se poate așa ceva. Nu se poate, așa vrea primarul, nu mă interesează. Dar un profesor de chimie sau de fizică poate să-și ducă experimentele la capăt fără un laborant? Păi dar nu discutăm de laboranța aici. Păi personal auxiliar. E tot personal auxiliar. Este personal didactic auxiliar, nu este face nedidactic. Face parte tot din acte de învățământ. De acord cu dumneavoastră. Se poate însășura chitatea fără curățenie în școală? Eu am spus că... Sau fără curățenie nu mai zic. Stați puțin, că nu, eu am spus că nu trebuie legate toate creșterile salariale ale profesorilor. Haideți să nu fim populiști. Și să nu mai legăm că învățământul ce a făcut până acum Astea au crescut salarii la toată lumea. Păi până acum ce a fost, domnule Rădar, nu populist pe față. S-au crescut salarii fără surse de finanțare. Despre ce vorbim? Încercam să discut, încercam să pun niște... Bun, una este să cresc salariile la profesori pe care se centrează actul educațional și de care am maximă nevoie. Și alta este să leg creșterea salariilor profesorilor de creșterea salariilor personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic. Domnule Dalu, nu trebuie să crească la fel. Dar oamenii profesorii suferă de la creșterile de prețurilor. Domnule, că ea trăiesc în altă lume. Eu discut că trebuie să suferă la factura de gaze, nu suferă și... Am spus că trebuie făcut diferență între salariile profesorilor, salariile personalului didactic auxiliar și nedidactic. Asta spun. Dumneavoastră tot da, amestecat da, cu da, 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 și nu văd, trebuie raportate păi da, unele eu văd că sunt excluși cu totul aproape din discuție. Păi nu trebuie raportate unele la altele, asta spun. Dar cine a zis de raportat? Iar vorba de să muncitorul, așa cum este plătit ei sunt excluși acum din toată schema asta. Nu este exclus, domnul Nima. Așa cum este plătit muncitorul de la sistemul educațional, așa este plătit și muncitorul de la sistemul de sănătate. Așa este plătit și muncitorul de la sistem, mai puțin ăștia care lucrează la primării, cărora le face primarul salariu. E simplu. Domnule, nu e simplu, e o tâmpenie, un păi haos. De ce e o tâmpenie? Un haos nu este haos deloc. Generalizat. Păi trebuia să fie o lege unitară, domnule, a salarizării unitare. S-au creat niște dezechilibre majore. Iar trebuie să ne luăm de la zero, să vă spun, de APIA, de grefieri, de profesori, de sănătate, de ambulanțe, de toate tâmpeniile. Așa, ce să-mi spuneți? Păi diferențe majore de salarizare. Păi a spus domnul Huică, un șofer are salariu mai mare decât un profesor. Ce să vă mai spun de atât? De la primărie. Păi dacă îi l-a făcut primarul asta ce e NASA? Întrebați-l pe Romanescu de ce a făcut salariul atât. Ușor, o să ne întrebăm. Dar Romanescu legea și cine pe Marcel Romanescu. Și cine a ridicat mâna? Păi care a făcut el din... Păi dar să mă opun eu votului cetățenilor. Păi ideea vedeți că dumneavoastră... Cine a votat? Deci domnule, putea să facă Romanescu dacă nu ridicați mânuța și dumneavoastră și ceilalți? Sigur că putea. Cum putea? Explicați. Păi venea presa și spunea că... Venea presa și spunea că... Presa a votat ce vă cere presa.
ne amestecăreți pe noi în politică. Răspund eu de ce, Claudiu. Ideea este că presa l-a făcut primar pe Romanescu. Păi bineînțeles, nu presa l-a făcut primar. Nu, presa era aici, Romanescu, că cetățenii l-au votat. Romanescu, facem cu Romanescu, trebuie cu Romanescu. Sunt vreo 12.000 de oameni de presă. 12.000 de ziariști au votat. S-a votat împotriva 3 proiecte de Consiliul Local propuse de Romanescu. Domnul Lădar, știu de astea, dar nu trebuie să vă scuzați, dar a fost frică de presă. Că ați votat împotriva și a fost presa acolo. Păi nu, dar presa, iată ce spune. Nu, a fost acolo. Aruncat vina pe presă doar când vă convine. Zice ceva și Claudiu, stați așa. Mai revenim la proiectele, a zis alaltă seară domnul Claudiu Manta că era perfect legal achiziția acelui teren din Geneva. Dar asta nu trebuia spusă. Colegul meu de alianță. Ce știe Manta ca și notar? Ca și notar, a zis domnul Manta. Știe Claudiu Manta ca notar? A greșit. Va fi chemat la partid domnul Manta și se va arăta linia. La licitație un teren grevat de salatul. Nu trebuie. Păi și liniile albastre și ale galbene pe care le desenați dumneavoastră în Consiliul Local, domnul avocat. Domnul... Ziceați că trece o linie roșie prin sufrageria blocului din vecinătate. Hai, domnule, că nu știe Manta, domnule. Terenului. Domnul Matei, din bucătăria, aia trece o linie albastră. Exact așa trece. Luați-o și uitați-vă pe plașe. Luați-o planșa și-o planșa. Iar îți dă să la acasă proiectul de la terenul. Domnul Manta... Cu mențiunea că trebuia făcut o evaluare. A spus, cu mențiunea că trebuia făcut un raport de evaluare. Pe lângă faptul că trebuia făcut raportul ăla de evaluare, la care se face de fiecare dată, la toate terenurile pe care le achiziționez, pe lângă faptul ăla, posesia terenurilor pe care este cadastru, pe care este proprietarul ăla în drept, aparține primăriei municipiului Târgu Jiu și eu am cerut clarificări cu privire la acest aspect. Domnul Lădaru, păi nu aparține și acum când a cumpărat ciocăzanul, nu e la fel. Păi ba da, eu ce spun? Păi și trebuie rezolvată această problemă. Păi și afaceristul și-a asumat când a cumpărat că poate avea belele? Rezolvă mai repede decât primăria. Domnul Pecingile, câte dosare sunt în instanță cu unii care au cadastru, alții care au titluri de proprietate, alții care au pun uzul capiul? Alți proiecte. Cum o să rezolve respectivul proprietar? Ce face acum? Nu știu, hai să vedem cum o să rezolve. Alt proiect din cauza... O să vedem grădinița, vă pomeniți, da? Cum intră peste grădiniță, domnul Claudiu Matei? Că trece gardul grădiniței. Eu m-am edificat, deci domnul notar Manta, colegul nostru de alianță, ne-a... Nu, lăsați, Eu propun ceva, ca domnul Lădaru să... Cum face ăla să intre peste gardul de la grădiniță? Ia spuneți, domnul președinte. Știi ce vă propun? Trage de linia roșie un pic mai coadă din sufragerie. Cum face? Exact, o mută cum face? Cu carioca. O mută cu ce? Da. Cu carioca, domnule, pe hârtie. O dă cu guma de șterț și o face din nou. La fața locului? La fața locului. Sigur că da. Ziceți-mi alt proiect, căzut sau retras din cauza că a făcut presa. Domnule Daru, să ieșiți când o să iau aprobare de la urbanist sau de unde o să ia pentru construcție, să ieșiți să spuneți, domnule, cereți dreptul primăriei. Ăia sunt, e terenul primăriei. O eroare, au făcut un abuz în serviciu. Păi tot primarul îi dă autorizația. Ziceți, domnule avocat, e dreptul de ziariști. Deci încă o dată, alt proiect care s-a retras din cauza presei sau care a picat sau care a votat. Administratorul public. Aoleu! Deschidem o discuție. Astăzi a fost o declarație, dacă nu știați, a domnului Lădaru, la Radio Infinit. Doamne, că v-a trimis Romanescu emisar să vă pună pe dumneavoastră administratorul. Pe cine v-a trimis domnul? Nu-i dau numele. Păi de ce să nu-i dau numele? Pe ca să omul ăla să poată să iese și să zică... Deja i-a mai propus la încă doi consilieri. Să iese emisarul lui Romanescu și să zică, domnule, a mințit Eduard Lădaru, sau cum vă place dumneavoastră să spuneți, a manipulat Eduard Lădaru, s-a spus păi atât vorul. A confirmat și Butan. Păi da, domnule. Că nu era, în aceea zi mi-a propus și Mihai, cam în același interval de timp și lui. Ce discutăm acum? Dacă confirmat și Butan, nu i-am dat nici măcar numele lui Butan. Aduceți un martor, martorul care v-a propus ăla, știți, ca în instanță. Deci dacă nu vă susține afirmațiile, păi de la PMF, un martor... Păi nu contează. Nu contează. Dar nu vreau să dau numele. Dar nu vreau să dau numele, dacă e nevoie le dau. Adică, cine nu puteți să-mi deci domnul Belger? Puteți să... Nu dau numele. Vă întreb eu. Nu dau numele. Nu dau numele. Am înțeles. Nu dau numele. Nu știu, dar vedeți că și dumneavoastră când trebuie să și demonstreze. Ce să demonstreze? Păi dumneavoastră a spus că ați acuzat. Să pune Romanescu să spună că nu a propus. Păi nu, demonstrați dumneavoastră că vi s-a propus. Domnule? Păi așa demonstrați, cu numele. Păi că i s-a propus. Nu se organizează pe prezentare. Domnul avocat, nu se organizează concurs pentru administrator public. Domnule, eu... Da, se organizează concurs. Păi și atunci? De fapt este un joc de 2 lei al lui Marcel Romanescu,
că își bate joc de municipiu și încearcă să-și bată în continuare joc de municipiu Târgu Jiu, prin care el crede că de fapt dacă promite funcția, îmi promite funcția mie, sau eu promite lui Butan, sau eu promite, o promite alta consilier. Păi de ce vă promite dumneavoastră că primarul nu este președintele comisiei de concurs sau ceva? Dați-mi și mie voie. Putem să spunem să mai nu-și bate joc de Târgu Jiu. Nu, nu, putem să... Domnul Lădar, mă văd nevoie să iau apărarea Marcel Romanescu aici să vă spun că poate fi acuzat de faptul că e black, dar nu e prost. Și atunci Marcel Romanescu știe faptul că nu el poate să dea funcția și că se face să organizeze un concurs. Știți foarte bine că în perioada aia a fost scandal. Berca și mulți alții au fost acuzați la PNL, Mihai Paraschiv și alții că își doresc funcția respectivă. Ne ia pe noi de proști. Ne ia pe noi de proști. Nu știu, nu vreau să jignesc pe nimeni. Ne apucăm să votăm noi că da. Uitați, primesc acum un mesaj. Domnul Butan a spus că nu i-a promis nimeni. Așa a auzit și el. Deci da, Butan bate în retrage, spune că nu a auzit, așa a auzit și el și că nu i-a promis nimeni. Așa e, da. Deci da. De multe lucruri putem să-l acuzăm pe Marcel, dar nu de faptul că e prost și că nu știe că lucrul ăsta nu putea să-l promită. S-a întâmplat... Oricum, asta n-ați întrunit condițiile să participați la concurs pentru administrator public. Dar nu mă interesează postul de administrator public. Păi nu mă interesează să fac politică. Cineva să l-a înregistrat, domnul Lădar. Păi bine, trebuie să renunț. Păi nu sunt consilier municipal. Păi asta zic, dacă mă duc administrator public, nu mai pot fi consilier municipal. Asta am spus. Și am transmis domnului Marcel Romanescu că l-am auzit după aia prin pe același emisar? Că prin același emisar. Așa. Și ulterior public, pentru că a ieșit Berca să ne spună despre administratul public, tot trimis de Romanescu, că nu suntem proști să nu ne prindem de jocurile care se fac. Și am transmis și public faptul că nu Berca suntem niște penibili noi în Consiliul Local ca domnul să Berca ne e secundul domnului Romanescu la partid. Că ne propune o funcție sau ne cumpără o funcție sau ne dă cum ne dă. Asta am spus în felul ăsta. Și a spus să nu-și mai bată joc de municipiul Târgu Jiu, să pună mâna să fie primar, să semneze documentele din primărie, dacă nu să plece. Punct. Și e atât de greu, să fie primar. Eu nu vreau să plece, să stea până în 2020. Păi și atunci cum să plece? Alegătorii trebuie să-l vadă până în 2020. Eu nu vreau. Păi ziseră să plece mai înainte. Păi dacă nu semnează documentele, eu nu vreau să plece. Păi să rămână până în 2020, să vadă. Păi nu, să nu le semneze motivat, sigur, pe la care nu trebuie. Că niciuna nu le-a semnat pe ca să se erodeze, să câștigați alegerile, nu? Să rămână, domnule, până în 2020, pentru că l-a ales lumea. Nu, pentru că l-a ales lumea și eu respect votul. Ca să se erodeze, să câștigați alegerile. Dar unde v-ați întâlnit, domnul avocat, cu emisarul? După comisie. Nu, după o clădire sau unde? Deci locul, unde v-ați întâlnit? Lângă primărie. Departe. După comisie, pe emisarul ăla face parte din comisiile Consiliului Local? Nu, dar a trecut pe acolo, întâmplător, cică. Și în sediul primăriei v-ați întâlnit? Nu, da, unde? În sediul primăriei, lângă primărie. Pe trotuar? Lângă primărie. Adică da. Propuneri de genul ăsta să fac pe trotuar, în stradă? Așa s-a transmis. Bătea aparatura de la SRI până acolo. Așa s-a transmis. Da. Deci și cum v-a promis? Domnule, m-a trimis primarul să vă propun asta? Da, sau da, cum? Da, da. Textual. Da, da. Hai și acceptă ca să-l ajutăm. Și a spus de ce să-l ajutăm, domnule? E persoană cu handicap? Adică pe bune. Domnule, vă rog să nu jigniți persoana. Păi nu, asta, păi dar nu, dar păi am mai făcut o premierul Dăncilă sau cine. Nu jignesc persoane cu handicap. Dar de ce să-l ajutăm? Păi dar nu l-am făcut pe nimeni. Asta e. Un handicap nu e un dezavantaj pe care am înțeles, nu? Evidență. Da, de acord, n-am spus asta, dar... Mai avem 3 minute. El poate să pună mâna să muncească. Îl oprește cineva, i-am votat bugetul, nu l-am mai sabotat, nu? Păi acum îl susțineți chiar. Da, sigur că da, dar să pună mâna, să voteze, să pună în aplicare bugetul, care este mai mare decât anul trecut, mult mai mare, că de-aia a dat 20 de miliarde în plus la Poliția Locală, 6 miliarde în plus la Transloc, și așa mai departe, pe unde a mai dat în plus, el a dat în plus din banii care erau în plus. Cum? Adică minciuna aia că bugetul e mai mic, de fapt, trebuie scăzut din 223 de milioane, 77 de milioane salariile profesorilor care nu mai trec prin bugetul local, da? Și ne dă o sumă acolo de 143-144 de milioane de lei și bugetul de anul ăsta este de 165 de milioane de lei. Și facem diferența între 165-163 și vedem cam care e diferența. L-ați votat, nu mai contează. Băi nu, e mai mare decât anul trecut, asta spun. V-ați asumat cifrele. Domnul Măruță, e mai mare decât anul trecut. Din ce văd eu, oamenii ăștia sapă groapa unii la alții și cade tot Târgu Jiunea. Și PNL-ul este și deja o groapă săpată. Deja vă săpați unii pe alții, stai așa. Că avem deja o groapă în centrul orașului, nu mai trebuie. Și noi tot, și se duce tot orașul ăsta de răpă. Cu ce să săpăm? Cu ce să săpați? Eu știu, cu târnacopul. Domnule, haideți să... Informații de la consilierii PMP că se sapă?
De la consilierii PMP? Da, se da. Sare. A spus că noi păi să da, 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 PSD-ALDE în Consiliul Local. Consiliul Local. Primăria Târgu Jiu. Primăria Românescu. Vă spun și clădire. Ca și clădire, da. Și cei doi viceprimari, da. Cum? Vă spun eu cine are puterea în primăria Târgu Jiu, dacă mă ascultați. Cine are puterea în primăria Târgu Jiu nu e în primărie. În primul rând. A, mulțumesc, da, sigur. Cine vrea să... Da, nu am așa asemenea, asemenea informații, nu mă aș pot pronunța. Aș putea fi de acord cu asta. Mă depășește subiectul. Cum tu nu l-ai putea fi de acord? Aș putea fi de acord. Adică cum, liderul de facto al alianței politice PSD-ALDE conduce primăria? Nu, liderul de facto al lui Romanescu, care în spatele lui Romanescu, grupurile din spatele lui de interese din spatele lui Romanescu. Cine, domnule, că tot aud în ultima perioadă, cine spuneți și mie că iar sunt pe lângă subiect? Cine e? Dați un nume. Jimmy, o inițială, dați-ne o inițială. Dar nu ne dați și nouă știre. Dacă tot ne luați la mișto pe toată presa din gură. Păi și eu, dar și eu am auzit, bă, domnul Claudiu, ca să luăm pe cel și noi. Și eu am auzit că... Vă rog eu frumos, dați-ne o știre. Am dat suficiente știri. Am dat suficiente știri. Ziceți că ne apucăm și de povestea asta cu Sorinel Boza, pardon, va trece sau nu la ALDE? Păi întrebați-l pe domnul Boza, eu nu pot să vă răspund în locul domnului Boza. Nu l-așteptați cu ușile deschise la ALDE? Așteptăm orice membru, orice persoană să vină în ALDE. Pe ce, ALDE are uși? Da. La sediu din noroc, când n-au plătit chiria, n-au acolo... Ziar e manipulare. Din nou, deci nu, că ziariștii ăștia sunt niște manipulatori. Eu am pățit odată, tu erai bolnav, dar eu am pățit oră. Domnul Pecingine, va trece sau nu? Păi știți alte? Foarte bine că intenția a fost declarată neconstituțională și atunci intenția dumneavoastră de a politiza... Deci era aproape să treacă, nu? E salvat, păi nu, era bătălie mare în inima domnului Boza cu cine se ducă, cu PSD sau cu ALDE. Și? Și noroc că nu a trecut ordonanța și acum e salvat. Rămâne apolitic și manager privat. Da? Apolitic. Nu e Rovența? Mai rămâne apolitic domnul Boza sau? N-are cum să depinde ce îi se spune de la partid. Păi de la care partid? Stați, deci că oricum îi se spune, că doar ministerul. La... Vine ministrul. Păi ministerul nu e al lui ALDE. De la ALDE, am înțeles. Da, domnul, deci e deschisă ușa la ALDE pentru domnul Boza? E deschisă ușa da, și pentru dumneavoastră, dacă vreți să vă înscrieți. La ALDE, la ALDE, la ALDE, la ALDE. Asta eu iau ca o propunere indecentă și nu vreau să da, iată că se poate și o schimbare în carieră, nu e niciun fel de problemă. Păi sigur că da. În cariera minieră, desigur mai repede. Acolo își dorește toată lumea schimbare. Da, și colegii, nu știu, au niște păreri interesante din emisie, din regie. Colegul, pardon, că noi suntem în formulă restrânsă. Lăsați când să vedem regie, spuneți că sunt mai mulți. Da, ca să se vadă că e o, da, o întreprindere... mijlocie. Da, așa, un IMM din ăsta. Cam atât în seara asta. Vă mulțumesc că ați fost alături de mici de telespectatorii noștri în emisiunea pe care am realizat-o. Rămâneți dumneavoastră cu Tele3. Puteți urmări oricând această emisiune înregistrată pe pagina de socializare de Facebook. Numai bine!